acum milităm în scenă ansamblul Zor de Maramureș al Liceului Tehnologic Forestier sub îndrumarea domnului maestru Sasu Ștefan. În cadrul programului lor, ei ne vor colinda, iar apoi vor încheia cu dansul popular. Sara de Crăciun, zi de Crăciun, în prag, Sara de
de Crăciun. Oh,
noastră, Olinda noastră. Care ne-au onorat cu prezența, colegilor mei pentru implicare, elevilor și părinților pentru colaborare și nu în ultimul rând doamnei Ileana Vasilie, pe care o prețuim, respectăm și o iubim. De asemenea, vreau să mulțumesc TV Siget, care ne este alături mereu, Radio Siget, domnului Mari și Ioan de la Salut Siget. De asemenea, unui grup de tineri care a făcut o mică donație pentru a putea face o mică bucurie acestor copii. Un grup de tineri care fac astfel de lucruri din când în când și având în vedere că există asemenea tineri care au plecat din Sighetul Farmației, nu locuiesc aici, dar cred că mai există o speranță. Sunt tineri frumoși, la început de carieră, dar care fac lucruri minunate. Acum, înainte de a termina, aș dori să dau cuvântul domnului inspector Voina Ghi Marius din partea Inspectoratului Școlar. Așa cum am convenit la sfârșitul spectacolului.
Excelența voastră, domnule consul, domnule primar, doamnă viceprimar, stimați invitați, doamnelor, domnilor, unde să mă așez? Spiciul cred că l-am lăsat undeva în spate cu acea, acel cadou frumos, o steluță care a luminat această manifestare astăzi. Am preferat să stau alături de colegii mei, pentru că noua paradigma a inspectoratului școlar, știți foarte bine, îndrumare și control. Suntem în afara serviciului, îndrumare, n-am niciun rost, n-am niciun merit în acțiunea de astăzi, despre control ce se mai vorbi. Am reținut câteva cuvinte foarte tare. În pasă, dor, am simțit frământul colegilor mei dând din picioare, a colegilor care aveau emoții pentru faptul că au muncit aici cu acești spirit extraordinar pe care îi prețuiesc din ce în ce mai mult. M-am tot gândit din cele 14 UPJ-uri cu care m-am pricopsit, sper că doamna descansă în amă de la ce spune acum, din cele 14 m-am gândit la următorul aspect. Respectul nu se impune. El se câștigă. Astăzi, după această lecție pe care mi-ați oferit-o, cred că am și dezvăluit unor colegi acolo în spate. Credeam până astăzi că sunt un profesor, un educator. Mi-am dat seama că sunt de mic în comparație cu ceea ce faceți voi aici. De ce am spus doamna Descan? Pentru că, începând de astăzi, îmi sunteți cei mai dragi și cei mai tari. Felicitări pentru tot ce ați făcut. Poate, din partea Consiliului Județean, domnul vicepreședinte Tufan Radu Daniel, să ne spună două cuvinte. Mulțumesc! Mulțumesc, nici eu n-am pregătit un discurs, nu am știut că îți voi vorbi astăzi, dar cu toate astea o să încerc să zic două vorbe. Cred că mai important decât discursurile sunt lucrurile pe care noi oamenii care ajungem în administrație ar trebui să le facem pentru copiii ăștia minunați. Înțeleg că ziua de 3 decembrie este o zi importantă pentru persoanele speciale. Noi, ca adulți, ca oameni din administrație, ar trebui să contribuim la integrarea lor în societate, la accesul lor la învățământ de calitate și să încercăm să dărâmăm barierele pe care voiți sau involuntar le punem probabil de multe ori între noi și ei. Mi-a plăcut ce am văzut. Mulțumesc pentru invitație. Vă felicit pentru ce ați realizat și pentru că reprezint totuși Consiliul Județean aici, vreau să vă asigur de tot suportul nostru executivului pentru toate acțiunile pe care urmează să le întreprindeți și pentru toate eforturile pentru integrarea acestor copii. Mulțumesc frumos! Și eu vă mulțumesc! Și din partea Consiliului Județean, oricum, avem suport moral, material, având în vedere că am primit banii necesari pentru a introduce gazul în instituție, ceea ce este un pas important și vă mulțumesc încă o dată. Și acum aș dori, dacă domnul primar vrea să ne adreseze și de dânsul două cuvinte. Stimate oficialități, domnilor și domnilor, dragi copii, este o zi specială, oameni speciali, într-un loc special. Mulțumim încă o dată gazdei noastre, Ileana Vasiliev, casei de modă Ileana Vasiliev, pentru tot sprijinul acordat, nu numai la astfel de evenimente, ci tot timpul când sunt evenimente de acest gen în Sighetul Armației. Am mai participat la evenimente organizate de dumneavoastră de-a lungul celor 5 ediții, 10 ediții, dacă nu înșel, și am văzut că crește de la an la an. Astăzi ne-ați emoționat până la lacrimi. Vă mulțumim, dragi copii, mulțumim, dragi profesori, și vă doresc tot binele din lume. Mulțumim domnului primar pentru aprecieri și aș dori să o invit și pe doamna viceprimar să ne spună și dânsa două cuvinte.
Eu am să vă spun, dragi prieteni, mă bucur că suntem astăzi între prieteni și cred că astăzi este despre încredere, este despre speranță, este despre toleranță, este despre talent, este despre copii, este despre profesori și este despre noi toți cei care astăzi suntem aici alături de ei. Pentru că nouă ne pasă. Acesta este cuvântul zilei și trebuie să ne pese nu doar în 3 decembrie, ci trebuie să ne pese în fiecare zi. Atunci când îi vedem pe acești copii, atunci când talentata noastră Ileana Vasilev ne mai invită la câte un eveniment și avem ocazia să-i mulțumim public pentru tot ceea ce face pentru noi, pentru Sibiu. Mulțumim, Ileana! Sunt și eu astăzi aici pentru că, așa cum am mai dat curs și cu alte ocazii invitaților dumneavoastră, și mie îmi pasă. Și trebuie să ne gândim la ziua de astăzi, la cei cu nevoi speciale, că nu sunt beneficiarii unor servicii sociale. Sunt, în primul rând, oameni cu talent, cu dorințe, cu așteptări, cu nevoi. Și noi trebuie să fim alături de ei. Eu vă felicit pentru tot ceea ce faceți. Vă mulțumesc că mi-ați dat ocazia să fiu astăzi în mijlocul dumneavoastră. Sunt onorată că mă aflu astăzi aici și da, îmi pasă și mie. Și vă mulțumesc foarte mult, vă felicit încă o dată. Felicitări acestui colectivului, tuturor datelor didactice care reușiți să faceți ceea ce faceți în fiecare an. Felicitări! Mulțumim mult pentru aprecieri și îi dau cuvântul doamnei Ileana Vasilev. Da, trebuie să fim sinceri că suntem mult mai fericiți împreună, împreună suntem un suflet și facem ca lucrurile să fie mai bine și mai frumoase. Vă mulțumesc, bună, că ați venit deja. Mulțumesc la domnul primar că de la prima ediție mereu ne este alături. Domnul viceprimar și la toată lumea, la fel, mai ales educatorilor și învățătorilor, profesorilor care vă zbateți atât de mult să reușiți să faceți cu acești copii toate minunățile astea frumoase ca să devină artiști, actori, ținști, academician. Să citesc o mică, îmi place foarte mult de Ileana Popeu, Dăciune. Dar este prea lungă și încerc să citesc doar o strofă pe care o ador. Pașii mei pornesc spre tine, ochii mei spre tine cată. Tu mi-ai fost Hristoase, Doamne, mai aproape ca un tată. Mi-ai vegheat copilăria și acum ani tinereții, chiar și atunci când rădăceam suflet trist pe drumul vieții. Multă vreme ai așteptat să-ți deschid în suflet poarta, însă ochii mei de rut nici că au vrut atunci să vadă, deși te știam, Hristoase, de la bunul din pruncie, te-am lăsat uitat și singur în a mea copilărie. Ai pășit mereu cu mine, mi-ai fost ajutor și pază, ochiul tău și sfântul stinger, ieri și astăzi mă veghează, am fost singur între oameni și nici ai mei n-au fost aproape, lacrima și suferința mă trăgeau să mă îngroape. Dar o aripă de înger lângă tine au stat scut. Am învis și am dat ca stânca când putere n-am avut. Mi-ai șters lacrima din suflet și cu dor m-ai așteptat să mă întorc iar în pruncie să văd unde te-am lăsat. Acum mai citesc și ultima. Și iubirea ta, Iisuse, îmi aduce mângâiere, nu rănește și-mi doare, e balsam peste durere, nu dogoară, ne ridică, șterge ale unui plângeri, ne dă aripi și ne înalță lângă sfinții și lângă îngeri. O, ce doar dragoste, Iisuse, omului ai dăruit, o iubire ce nu are început și sfârșit, o iubire cum nu-i alta, căutați și o aflați, din ea s-a născut zidirea și din ea am fost creați. Vă mulțumesc! Te iubesc, Ileana. Mulțumesc.